game played by the entire planet. În fiecare an am spus că nu voi mai cumpăra un joc FIFA și în fiecare an cădeam în aceeași plasă și știți ceva? Anul acesta am avut voința de fier și nu am mai cumpărat un joc FIFA ediție standard. Da, anul acesta am luat FIFA 16 Super Deluxe Edition. De ce? Pentru că nu am ce face cu banii. Dar revenind la oile noastre, voi ați venit aici să vedeți părerea mea despre acest joc și chiar asta o să primiți în review următor. But the beauty is in the moments. Powerful. Poveste. Povestea din acest joc este precum numărul de campionate mondiale câștigate de România, numărul de baloane de aur pe care Bănel Nicoliță le-a câștigat și numărul de Champions League-uri câștigate de Arsenal, mai pe românește inexistentă. Așa că vom trece direct la gameplay. Anul trecut toți ziceam că mamă ce gameplay bun avea jocul, dar tot era loc de îmbunătățiri. Și când mă refer la îmbunătățiri, mă refer la AI-ul apărătorilor. Ei bine, cei de la EA au ascultat în sfârșit de fani și au rezolvat majoritatea problemelor cu care inteligentul artificial se confrunta. S-au dus zilele în care puteai înscrie din kick-off, unde driblai toți fundașii, fundași care erau mai mult cu privitul păsărelor decât pe apărare. Prin urmare, aceștia au primit o abilitate nouă intitulată Fake Tackle, care poate fi o unealtă foarte folositoare dacă e utilizată corect. Și pentru că portarii fac și ei parte din apărare și aceștia au primit mici adăugiri. Anul acesta, punctul cheie al jocului sunt pasele scurte, incisive. Da, pasele de tip lob o să fie abuzate în continuare, dar nu la fel de mult ca în alte ediții. Și pentru mine asta este o schimbare majoră. De ce? Pentru că în restul edițiilor FIFA, pace-ul sau viteza erau pâinea și untul întregului joc. Practic, dacă aveai un parteneriat Dumbia Aubameyang, aveai mai mult ca sigur meciul câștigat 20 din 10 ocazii. Acum totul este schimbat la acest capitol. Și pentru că tot am adus în discuție atacul, ei bine, vă pot spune că și acesta a primit un mic upgrade. În ce constă acest upgrade? În funcția No Touch Dribbling, care este nimic mai mult decât o simplă fentă. Dar față de alte jocuri din franciză, această fentă are acum un buton special prin care să păcălești apărarea și să înscrii. Țineți minte că această mișcare se poate realiza pe baza skill-urilor unui jucător. Deci dacă o faceți cu un apărător, s-ar putea să iasă urât rău de tot. Cu toate elementele adăugate, produsul final se simte superior față de cel de anul trecut. Atenția la detalii fiind cea care mă interesează cel mai mult și pot spune cu mâna pe procesor că acest FIFA este finisat până la demență. Fiecare ligă mare, adică BPL, Liga BBVA, Bundesliga, Ligue 1, Serie A și până și MLS sunt redate cât se poate de fidel, iar fețele jucătorilor importanți precum Messi, Ronaldo sau Bale sunt reproduse aproape perfect. Nu la fel ca și în PES, dar aproape perfect. Până și spray-ul arbitrilor și-a făcut loc în acest FIFA. Ei, asta spune ceva despre nivelul de dăruință pus în acest joc. După un campionat mondial demențial, femeile au fost introduse în FIFA. Cele mai bune 12 naționale de fotbal au fost incluse în acest joc, însă, din nefericire, ca în viața reală, femeile joacă doar cu femeile. Acum, realizez că FIFA este un simulator de fotbal, dar totuși, la finalul zilei, e un joc video și un joc video ar trebui să te lase să faci ceea ce vrei și ceea ce nu poți să faci în viața reală. Să joci cu o națională de femei a Statelor Unite, campioană mondială, versus naționala de bărbați a României și să vedem cine ar câștiga. Este o oportunitate ratată de către cei de la EA pe care sper să o văd în FIFA 17. Din nefericire, 13 jucătoare au fost înlăturate din joc din cauza unor nereguli pe care numai Statele Unite ale Americii le poate avea. Acum să trecem la partea de single player a jocului, adică Career Mode. Să fiu sincer, anul trecut 3 sferturi din cele 1000 de ore puse în acest joc au fost în Career Mode, antrenând diferite echipe de la Bournemouth, la Arsenal, la Wolfsburg și chiar AS Monaco. Ei bine, anul acesta acest mod este revitalizat și arată superb. Mai țineți minte acele skill game-uri care le făceai la începutul meciului? Ei bine, acelea nu aveau niciun scop,
până acum. Acum au un rost. Săptămână de săptămână tu vei putea selecta până la 5 sesiuni de antrenamente, de la pasare la shooting și până la viteză, pentru a crește diferiți jucători. Și am făcut și un experiment în career mode-ul meu cu Arsenal. L-am transferat pe Dele Alli, îmi pare rău, Tottenham, și l-am antrenat doar pe el în primele 6 luni. Rezultatul? De la un mijlocaș cu rating 69, l-am adus pe Dele Alli la un jucător de overall 75 și prezent mai mereu în primul 11. Până și bugetele de transferuri sunt realiste. În trecut, un club ca Burnley avea 1-2 milioane de lire maxim. Acum fiecare club din BPL are peste 10 milioane în visterie. Mai mult, până și echipele din ligile inferioare vor avea bugete decente de câteva milioane. Cel mai mare buget este cel al Barcelonei, PSG-ului, Real Madridului și Manchester City-ului în valoare de 72 de milioane de lire. În timp ce bugetele s-au îmbunătățit, transferurile au rămas aceleași, adică haotice. Vreți să vă dau un exemplu? Arsenal, care deja l-are pe Petr Cech, un super portar, se duce să-l cumpere pe David De Gea pentru 49 de milioane de lire. Pe partea de online domină evident Ultimate Team-ul, favoritul YouTuberilor, dar de data aceasta are o mică adiție în Foot Draft. Dacă ai 15.000 de coins, 300 de FIFA points sau un draft token pe care îl găsești în pachete, poți intra direct în Foot Draft, un mod care este diferit față de Ultimate Team. În loc să pui tu cap la cap o echipă cu jucătorii pe care i-ai obținut în pachete și transferuri evident, tu te vei duce din poziție în poziție și vei încerca să-ți construiești cea mai bună echipă posibilă. Aici jocul îți dă mână liberă să te duci cu o echipă puternică, dar fără chemistry, sau viceversa. După ce ți-ai făcut echipa, poți juca online sau offline și dacă câștigi până la 4 meciuri consecutive cu acest mod, primești un premiu foarte consistent. Pentru cei care nu au de gând să se afunde în Ultimate Team, stați calmi, mai avem Pro Clubs, Seasons și Co-op Seasons, care sunt la fel de distractive ca întotdeauna. Serverele sunt mai bune decât anul trecut și, după părerea mea, acesta este cel mai mare upgrade al jocului. Mulțumim EA pentru că ne-ați ascultat! În concluzie, un 9,5 la gameplay și mergem la grafică și sunet. I know. I have seen nothing yet. Pe parte grafică nu am literalmente nimic de spus, dar însă dacă ar fi ceva de criticat este numărul mic de stadioane. Acum sincer au fost adăugate doar 9 noi stadioane și parcă vă aud, nu sunt destule roacăre cât ai mai vrea. Și în timp ce înțeleg că din cauza dimensiunii fișierului cei de la EA tind să omită anumite stadioane, dar măcar primele 5 ligi din Europa ar trebui să aibă toate stadioanele prezente. Mai mult, cum FIFA a devenit destul de popular și peste ocean în Statele Unite, este puțin cam jignitor ca MLS-ul să aibă doar 2 stadioane prezente. Pe parte de sunet, EA ne-a mai dat încă un playlist superb, playlist care a intrat direct în telefonul meu. Cât despre comentatori, aceiași Martin Tyler și Alan Smith au revenit la difuzoare. Prin urmare, un nou la grafică și sunet și trecem la concluzie. Cu un gameplay mai tactical, o atenție mai mare la detalii și cu servere mai bune, FIFA 16 pleacă de la War Arena Gaming cu nota 9,3. FIFA 16 a dovedit încă o dată că este un titlu indispensabil din viața unui pasionat de sportul rege. La final, like dacă ți-a plăcut videoul, share pe toate platformele sociale ca să știe și alții despre acest joc și, în ultimul rând, subscribe pentru a fi la curent cu toate știrile și review-urile din lumea gamingului. Până data viitoare, eu sunt Rocker Undercover și mă înclin!